Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Slăviți să fie Domnul! Poate vă întrebați de ce stau așa. Să știți că mi s-a defectat chitara, dar slavă Domnului că am găsit alta. Vrem să-L binecuvântăm pe Domnul și îmi place foarte mult ce spune David în 1 Cronici 29 cu 10. Spune așa că David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări, el a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne Dumnezeul Părintelui nostru Israel. Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Și în Psalmul 119 cu 12 spune: binecuvântat să fii Tu, Doamne, învață-mă orânduirile Tale. Haideți să ne închinăm Domnului. Oh,
lăsa în urmă mea, să amintească lumii întregi cumva, doar de Iisus. Și știu, am doar o viață de trăit, dar voi spune până la sfârșit despre Iisus. Că lumii întregi cumva doar de Iisus. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru că în toate lucrurile să aibă întâietate. El este Iisus Hristos. El este Cel despre care am cântat. Și cântecul care l-am cântat se numește Doar Iisus. Ceea ce am rostit noi a fost totul despre El. Haideți să-L proclamăm pe Iisus Cel răstignit în viețile noastre. Haideți să ne unim în rugăciune și să-L proclamăm pe El, că El este totul pentru noi. Și Pavel era într-un moment în care chema frații la rugăciune. Era într-un moment în care, în loc să meargă singur să se roage lui Dumnezeu, cere ajutorul. Și am auzit azi dimineață despre luptele care le ducem. Și poate nu ai fost dimineață, dar duci lupte cu siguranță. Nu ai fost auzi ce înseamnă să lupți, dar lupți, pentru că în viața aceasta trebuie să luptăm și nu putem fără lupte. Și Pavel îndeamnă și cheamă pe toți: nu vreau să lupt singur, frații mei. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru cine? Pentru Domnul Iisus Hristos, despre Cel despre care am cântat. Și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Haideți să ne unim toți într-o rugăciune și să luptăm împreună. Haideți să nu luptăm singuri, să nu fim călărețul singuratic, ci să fim acei care suntem într-un trup, acei care suntem cu frați în dreapta noastră și în stânga noastră. Și atunci când trebuie să luptăm cele mai puternici lupte, să ne unim, să ne rugăm și toate să fie în Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm, haideți să ne plecăm înaintea Lui și să-L proclamăm pe El, că El este totul în viața noastră.
Yeah.
Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Am citit din Psalmul 126, versetele 2 și 3. Și o să te rog dacă poți să afișezi versetul 3. Este un pasaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă tocmai pentru momentele acestea, ca să vă încurajez. Și așa cum spune psalmistul, este vorba aici despre un trecut. Este vorba despre un trecut al lucrurilor mari pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta și în viața mea. În viața mea pot să spun sigur că Dumnezeu a făcut și încă face. E un trecut care se repetă. Lumea ne spune de multe ori, nu trăi trecutul, trecutul a trecut, lasă-l acolo și fă bine și uită-l. Însă aici psalmistul ne arată o altfel de imagine acestui trecut, un trecut, într-adevăr, un trecut de biruință alături de Dumnezeu, pe care trebuie să-l trăim și să-l retrăim fiecare dintre dumneavoastră. Există un trecut astfel care merită să fie trăit. Este trecutul lucrurilor mari pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta și pe care eu pot să te îndemn pentru că le-a făcut și în viața mea. Lucruri extraordinare, lucruri pe care oamenii nu mi-au dat nicio șansă să fiu în locul poate unde ar fi trebuit să intru, însă Dumnezeu a făcut un lucru mare, un lucru extraordinar și mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru că Dumnezeu într-adevăr a făcut lucruri mari în viața mea. Uită-te în momentele următoare, în trecutul tău, dar în acest trecut al lucrurilor mari pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. Și sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră, nu sunt doar eu în acest loc, care are și a avut parte de un asemenea trecut. Privește cu recunoștință spre trecutul acesta al lucrurilor mari, privește cu mulțumire spre prezentul în care te-a adus și cu îndrăzneală și cu încredere spre viitorul care până la urmă crădește. Credește acest trecut și este credit pe acest trecut al lucrurilor mari. Nu știu în această seară cum ai venit aici în acest loc, nu știu care sunt problemele cu care te confrunți, eu mi le știu pe mele, dar ce pot să vă spun dumneavoastră este că știu cum puteți să plecați de aici. Nu știu care sunt îngrijorările cu care ați venit, nu știu care sunt frământările, stresul și depresia pe care și despre care auzim la fiecare pas astăzi. Dar știu că aici e un om mai mare decât noi cei pe care ne vedeți aici în față. Aici e un om care se numește Iisus și care de-abia așteaptă să-i spuneți problemele dumneavoastră, dar nu numai, să-i mulțumiți în momentele următoare pentru aceste lucruri mari de care v-a făcut sigur parte și dumneavoastră. Știm foarte bine că lucrurile acestea, nu doar lucrurile mari, dar lucrurile rele, așa cum le numim noi rele și grele, lucrează până la urmă tot spre binele nostru, spre binele tău, spre binele meu. Și cum să nu-i mulțumim lui Iisus pentru tot ce a făcut și să-i mulțumim, bineînțeles, și pentru ce va face în viețile noastre. Privește spre lucrurile mari pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. Mulțumește lui Dumnezeu în momentele care urmează să ne rugăm și privește astfel cu încredere spre ce va fi înainte. Dacă Dumnezeu a făcut lucruri mari în trecutul tău, atunci fii sigur că El vrea să facă lucruri și mai mari în viitorul tău. Avem un viitor și o nădejde alături de Dumnezeu. Privește spre acest trecut al lucrurilor mari și mulțumește lui Dumnezeu. Amin.
veni numele Tău, vom proclama puterea Ta. Cu cei ce ne vor urma, vom sluji înaintea Ta. Noi vom vesti numele Tău, vom proclama puterea Ta. Cu cei ce ne vor urma, vom sluji înaintea Ta. Clap up.
generație după generație. Oi, vom vota și pe copiii noștri. Vom sluji doar numele Tău. Spune Domnului, rămâi centrul. Rămâi centrul închinării noastre. Te întronăm în mijlocul laudelor. Mai cânt o dată, generație după generație. Generație după generație. Locul laudelor. Ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc. Generație, generație după generație, vom sluji doar numelui Tău sfânt. Rămâi centrul. Rămâi centrul închinării noastre. Te întronăm în mijlocul laudelor cântând. Te întronăm în mijlocul laudelor cântând. Te întronăm în mijlocul laudelor cântând. Aleluia! Te întronăm pe tine, Iisus. Glorie numelui Său, glorie numelui Său. Spune vecinului, fă din Hristos centrul vieții tale. Faceți din Hristos centrul vieții voastre. Aleluia, aleluia. Oh, noi vom vesti numele Tău, vom proclama puterea Ta. Primește laudele în seara asta, Tată. Vom vesti numele Tău, vom proclama puterea Ta. Cu cei ce ne vor urma vom sluji înaintea Ta. Îți spun, de când m-am întors la Dumnezeu sunt 30 de ani. Cred că peste anul ăsta fac 31 de ani. Și am văzut un lucru, lauda în gura unui copil de Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu, lauda are putere. Și atunci când chem numele Domnului, spune David, psalmistul, strig lăudat să fie Domnul
și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Haideți să spunem împreună, strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Am văzut lauda cum lucrează, lăudat să-i fie numele, glorie numelui Său. Aleluia, aleluia. O, nu e un nume mai mare, El este Liberatorul, Stânca, Ajutorul, Mântuitorul, Salvatorul, Răscumpărătorul nostru. Glorie ție în seara aceasta, Mântuitorule, Salvatorule, te lăudăm, îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim. Glorie ție, Doamne, glorie ție, Doamne. Când m-am întors la Dumnezeu, am luat o decizie. Nu o să las niciodată inima mea să fie mută. Cum sunt mulți, cu degetul în nas, cu mâinile în brâu, cu mâinile în buzunare, inima lor le-i mută. Dacă inima ta, dacă gura ta nu-L poate lăuda pe Dumnezeu, tu ți-ai înmuțit inima față de El. Biblia spune și poruncește tot ce are suflare să laude pe Domnul. În momentul în care tu refuzi să asculți această poruncă a cuvântului lui Dumnezeu, ești în neascultare. Nu e treaba mea și nu e treaba lui Dumnezeu, e treaba ta. De aceea aliniază-te cuvântului. În laudă este putere la adresa lui Dumnezeu. Lauda doboară ziduri, a doborât Erihonul. Lauda rupe lanțurile. Lauda zdruncină închisorile ca în timpul lui Pavel și lui Sila în Filipii. Lauda la adresa lui Dumnezeu face minuni. De aceea nu te lăsa. De aceea spune Scriptura în Noul Testament, cu gura lui spune Pavel și Domnul Hristos, voi ridica din dărâmături cortul lui David, cortul laudei, cortul profeticului, cântecului de laudă la adresa lui Dumnezeu, închinători care nu vor nimica decât să laude pe Tata pentru bunătatea Lui. Prea mult îl caută pentru ce e în mâna Lui și în buzunarul Lui. Prea puțin îl caută pentru cine este El. Vreau să te întreb, te superi că nu lucrează cum vrei tu? Faci gălăgie atunci când nu răspunde după a doua rugăciune? Oare se poate certa vasul cu olarul? Ești tu mai mare decât el? Dragul meu, laudă-L pe Domnul. Cu tot ce ai, laudă-L pe Domnul. Am învățat anul ăsta și anul trecut să fac altare din orice durere. De pe scaunul de la stomatolog, îl laud pe Domnul. Din trafic, îl laud pe Domnul. Când mă doare spatele, îl laud pe Domnul. Fac un altar de laudă. Ascultă-mă, nu întotdeauna durerea pleacă, nu întotdeauna problema pleacă, dar inima mea merge într-o altă dimensiune a credinței cu Dumnezeu. De aceea, suflete al meu, laudă pe Domnul. Nu lăsa sufletul să te conducă. Emoțiile, rațiunea, ele trebuie supuse cuvântului lui Dumnezeu. De aceea 150 de psalmi se termină cu un singur verset. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Tot ce are suflare să laude, încă o dată. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Voi înălța numele Tău. Voi lăudăm pe Domnul! Tot! Numele Tău voi proclama, puterea Ta cu cei ce ne vor urmă. Noi vom vesti numele Tău. Rămâi centrul închinării noastre. Rămâi centrul închinării noastre. Te întronăm în mijlocul laudelor. Mai cântăm o dată, generație după generație. Generație
după generație. Trezește-te! Vom sluji doar numelui Tău. Nu-ți lăsa inima să fie mută! Rămâi centrul închinării noastre. Te tronăm în mijlocul lacrimilor. De aceea te întronăm în mijlocul laudelor cântând, pentru că Tu ne-ai cerut-o, Tu ne-ai spus să Te lăudăm, Tu ne-ai spus să-Ți mulțumim, să venim în recunoaștere și în laudă, și de aceea în seara asta Te-am lăudat cu toată inima. Și Doamne, să ne ferească Domnul să ajungem ziua în care inima noastră să fie mută. Vreau ca întotdeauna să am un cântec de laudă pe buze. David spunea: strig către Domnul și îndată lauda este pe buzele mele. Dragul meu, vreau să te provoc. Nu e predica mea astăzi, subiectul, dar nu-ți lăsa inima să fie mută. Nu mai sta atât de prins și încorsetat în mintea și emoțiile tale, pentru că lauda este o poruncă a lui Dumnezeu pentru noi, copiii Lui. Ascultă-mă, lauda nu-l face pe Dumnezeu să se simtă mai bine. Lauda te eliberează pe tine. Beneficiile laudei la adresa numelui Său sunt mari. Lauda la adresa lui Dumnezeu. Biblia spune așa: El locuiește în mijlocul nu emoțiilor copiilor Lui, nu raționamentelor. Stai să mă gândesc dacă e logic. Lasă-ți logica, poți să o arunci. Dacă logica nu-i supusă credinței și nu-i supusă cuvântului, e drăcească. Voltaire a crezut că îl distruge pe Dumnezeu, a vorbit o viață întreagă împotriva Lui și pe patul de moarte a strigat: Galileanule, m-ai biruit! Galileanu a biruit moartea, a biruit frica, a biruit păcatul, a biruit pe Satan, a biruit universul. El este vrednic de laudă, mielul ce a fost junghiat, aleluia! El este leul din tribul lui Iuda care se va întoarce. Atenție, nu e leul din tribul plânsului, nu e leul din tribul jalei, nu e leul din tribul victimizării, e leul din tribul Iuda. Iuda înseamnă laudă. Laudă-l, laudă-l. Biserică, unde ți este lauda? Ți-a furat dracu cântarea? Ți-a furat Satana motivele de laudă? Nu lăsa să-ți fure cântarea. Chiar dacă te doare, chiar dacă ești pe minus, chiar dacă nu vezi orizontul, continuă să lauzi pe Domnul. Chiar dacă smochinul nu va înflori și chiar dacă măslinul nu-și va da rodul și chiar dacă vor dispărea boii din staule și oile din sarcuri, eu tot voi lăuda pe Domnul. Lăudați să fie numele Lui. Spune-i vecinului: rămâi un închinător, rămâi un lăudător. Laudă-ți, Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Haideți să cântăm împreună acest refren, după care ne vom așeza în liniște. M-am hotărât să urmez pe Iisus și I'm hotărât.
binecuvânteze, luați loc în prezența Domnului. O, glorie Domnului! Aleluia! M-am simțit stârnit de Duhul Sfânt în seara asta, chiar dacă nu era mesajul meu, să-L mai lăudăm pe Domnul. Dragul meu, nu înțelegi ce buceai, la 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 la. Doamne, te binecuvântez! Din câte m-a scos lauda la adresa lui Dumnezeu, din câte lucruri m-a izbăvit Dumnezeu când L-am lăudat și n-am înțeles. O, Doamne, îți mulțumim că ești aici. Mi s-a înviorat Duhul. Glorie lui Dumnezeu. Ascultă-mă, unii copii ai Domnului, unii credincioși, indiferent de culoarea de unde vin, arată că zici că scoți din frigider. Vin la biserică și te uiți la ei, parcă a scos Satana viața din ei, cu ceva. Dragul meu, lauda la adresa lui Dumnezeu, mulțumirea, rugăciunea, sunt porunci, nu opțiuni. Nu te rogi pentru că simți. Te rogi pentru că trebuie. Nu lauzi pe Dumnezeu pentru că simți așa, ai ce simți să laud pe Domnul. Mă întreba cineva, bă, Sani, ai cântat 20 de ani. De câte ori ai simțit așa să lauzi pe Domnul? Și zic, mă, spun sincer, 99,99,99% de câte ori am stat pe platformă în fața oamenilor, n-am simțit deloc să laud pe Domnul. Hai mă, că m-ai șocat. Tu care așa cu foc, cu pasiune, păi de unde? Pentru că lauda e o decizie la adresa lui Dumnezeu. Inima mea trebuie să știe și să cânte Domnului, indiferent de sezon, indiferent de timp. Biblia spune tot ce are suflare. Mie mi-a ajuns cuvântul ăsta din psalm. Când am citit eu prima dată psalmi, 150 de psalmi, și am văzut concluzia, am zis, asta este, știu ce am de făcut. Pentru restul vieții mele îl voi lăuda pe Tata. Și spun ceva, lauda îți schimbă atmosfera. Pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudilor, nu în mijlocul unei inimi mute. Poți să stai cât vrei așa, e problema ta, pe mine nu mă supără. Continuă să fii un creștin născut de nou, frustrat, închis și ca scos de la frigider, murat. E problema ta. Dar crede-mă, când îl lauzi pe Dumnezeu, se schimbă atmosfera. Dumnezeu coboară, îți vine un undelemn de bucurie. Simți din nou puterea și înviorarea Duhului Sfânt peste viața ta. De ce? Pentru că este una din cheile împărăției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat chei să deschidem. Dacă nu folosești cheia, în jurul tău cer deschis, la tine cer închis. E simplu. Dar frate, dar sunt la biserică. Dar nu înțeleg de ce ăla simte și eu nu simt. Păi ăla simte că ăla când a venit a băgat cheia în contact. El a înțeles că trebuie să-l laude pe Domnul. Tu? Nu. Domnul să te binecuvânteze. Ce faci? Domnul să stea. Era să-i zic ceva, dar nu-i mai zic, că i-am zis data trecută. Mă rog în tăcere pentru el. Dragilor, în seara asta am un mesaj care cred că e de la Domnul. Bineînțeles că întotdeauna ce citim din Scripturi de la Domnul. Nu te uita așa urât la mine, soră. Poți să dai un zâmbet, poți să dai un salut, poți să zici, dar nu te uita așa. Nu te bate nimeni. Aici la biserică nu bătem pe nimeni. Amin? Aici noi suntem chemați să zidim, să încurajăm, să sfătuim, să mustrăm, dar să mergem în dragostea lui Hristos. Dar unul din pasajele care mi l-a pus Duhul Sfânt pe inimă și cred că e de la Dumnezeu și chiar dacă predica în seara asta nu o să fie de nota 10, vă spun ceva, cuvântul este întotdeauna de nota milioanelor. Amin? Și așa că în seara asta, ascultați-mă, o să facem un experiment pe viu. Mie îmi place să citesc Scriptura în public și îmi place ca să citim împreună Scriptura. Nu o să vă pun să citiți tot, dar o să fie anumite părți în Scriptură unde o să le citim împreună sau versete, da? Dar deocamdată o să vă citesc eu Ioan capitolul 11. De acolo o să începem, pentru că vrem să răspundem la o întrebare în seara asta. De ce întârzie Dumnezeu? Sunt mulți oameni cu care am vorbit în ultima vreme și asta îmi spun. De ce Dumnezeu nu sare când eu strig? De ce Dumnezeu nu lucrează în felul în care eu mă aștept? Ce rost au întârzierile? Ce lucrează Dumnezeu în mine în timpul ăsta când întârzie lucrurile? Ce mă învață așteptarea? Ce ne învață despre Dumnezeu? Ce ne învață despre noi? La ce îmi folosește să aștept și să-mi păstrez credința în încercare pe termen lung? Deci de ce uneori Dumnezeu pare că întârzie?
Citim de la versetul 1. O să fie 46 de versete. Niciunul fericit, niciunul mulțumit. Bă, zici, bă, frate Sani, îți mulțumesc, dar... Dragul meu, mie îmi place Scriptura. Vă spun, eu când m-am întors din întuneric la lumină, primul lucru cu care m-am întâlnit a fost cuvântul lui Dumnezeu. Da? Eu am crescut în prima biserică în care am fost și m-au adus la Hristos, erau niște oameni pasionați, înflăcărați, dar n-aveau lumină. Adică n-aveau cuvânt, dar aveau foc. În a doua biserică unde m-a dus Dumnezeu, aveau lumină, dar n-aveau foc. Așa că Dumnezeu mi-a dat și foc și lumină. Amin? Dar vreau să vă citesc ce se întâmplă aici cu un om. Biblia spune așa, un oarecare Lazar din Betania. Îmi place atât de mult cum începe. Știi ce înseamnă asta, un oarecare? Când Ioan a scris un oarecare, a scris cuvântul ăsta inspirat de Duhul Sfânt. De ce? Pentru ca să fie valabil pentru orice om, din orice generație, din orice sezon, orice statut ar avea. Un oarecare. Dacă ar fi fost cineva cu statut din Betania, un om de vază, atunci nu m-aș fi calificat la miracolul lui Dumnezeu. Dar pentru că Lazar era un oarecare și eu sunt tot un oarecare și tu ești tot unul. Ne calificăm! Amin? Lăudați să fie Domnul! Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești, vă rog atenție la detalii, este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, citim împreună: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Vedeți că se menționează a doua oară că Iisus îi iubea. Dar când a auzit că Lazar e bolnav, citim împreună, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Dacă mă șochează un verset din tot pasajul ăsta, 45 de versete, e ăsta. Deci tu auzi, Doamne, că arde și tu mai... În urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în ideea. Învățătorul i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Vedeți limbajul spiritual al Domnului Iisus, nu toată lumea îl înțelege. Ucenicii i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Să vedeți cât de firești erau cum suntem și noi de multe ori. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Citim împreună versetul 15. Mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi, dar acum haideți să mergem la el. Atunci Toma a zis, geamănă, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era mort de, spuneți, 4. Ați întâlnit vreodată un mort de o zi? A stat lângă el. Da 2 zile. Da 3 zile. Eu am stat odată 6 zile. Știți ce înseamnă 4 zile? Ijale. Deci adică mortul era chiar mort. Și fiindcă în Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis, Doamne, citim împreună, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Șoc. Știu, i-a zis Marta, că va învia la învierea de... Iisus i-a zis, citim împreună, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cu alte cuvinte, Domnul spune, cine moare în mine, de fapt merge într-un somn, nu moare. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Ea i-a răspuns,
Da, Doamne, i-a zis, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. După aceste vorbe s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Vedeți detaliile, da? Unde trebuie să mergi. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era în locul unde îi întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau să se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, citim împreună, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Vedeți aceeași lucru ca și Maria. E același lucru că le spunem noi lui Hristos. Doamne, dacă ai fi lucrat când s-am zis eu. Eu știam mai bine, dar acum... Iisus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudei care venise cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați spus? Doamne, i-au răspuns, vino și vezi. Îmi place versetul ăsta, îl citim împreună. Iisus plângea. Oameni buni, voi știți unde merge povestea asta, da? O să o citesc până la capăt oricum. Dar mie ce îmi place de Iisus, că oricum el știa ce avea de făcut și totuși trecea prin procesul prin care ei treceau și își arăta empatia, pentru că el împlinea cuvântul, plângeți cu cei ce... Domnul să vă binecuvânteze, sunteți aproape de împărăție. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. E a treia oară când se specifică despre dragostea lui Iisus pentru familia Maria, Marta, Lazar. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face nici ca omul acesta să nu moară. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Citim împreună versetul 39, pentru că e un verset cheie în textul ăsta. Dați piatra la o parte, a zis Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că ce este mort de... Dă-mi voie să spun că nu prea știu dacă știi. Adică, câți dintre voi credeți că Dumnezeu are nevoie de informații? Să-L informăm despre problema noastră, să-I spunem noi cam cum să învârt lucrurile pe planeta Pământ. E ca un copil din ăla cu pampersul la fund când vine acasă tatăl și îi spune cam ce s-a întâmplat în casă. Cam cum s-a făcut ciorba și cam cum s-a făcut, înțelegi? Așa suntem de multe ori. Și uite ce se întâmplă aici. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu, citim împreună. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus și-a ridicat-o în chinsul și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas. Fraților, cântați mai încet, că să sparg geamurile. Ce cântați așa tare? Dumnezeu vă aude. Iisus s-a rugat de multe ori cu strigăte mari. A strigat cu glas tare. Biblia spune, strig lăudat să fie Domnul, nu șoptesc. Scuză-mă, frate Sani, eu n-am personalitatea, știu, eu sunt un temperament mai melancolic. Unde vezi în Scriptură că se vorbește de temperamente și psihologie umană? Dragul meu, ăstea sunt bune de aruncat la gunoi. Când vine puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt în viața ta, nu poți să te gradezi după temperamente și psihologie. Ești tot ceea ce Dumnezeu spune că ești, pentru că El este Creatorul tău. Amin. Se întâmplă ceva aici, Doamne. Știu că întotdeauna mă ascult. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu asta, citim împreună. Lazare! Vino afară! Crede-mă, la unele lucruri trebuie să strigi în viață. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu ștergare. Iisus i-a zis, citim, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și au dat cu... și le-au spus ce făcuse Iisus. Până aici, cuvântul Domnului, amin. Dragul meu, vreau să spun din start, predica asta nu-i predicată ca să fie ascultată. Din momentul în care îți transmit cuvântul lui Dumnezeu, prin înțelepciunea care mi-a dat-o, cu focul și cu lumina care o am de la Dumnezeu, e responsabilitatea ta să fie apli, nu doar ascul, ci apli, dă-i un cot vecinului și spune, ups, am crezut că vin la biserică, mai aud una bună și mă duc. Încă una și mă duc, dar nu se poate. Am un frate care mi-a zis, aveam o Biblie a familiei și la un moment dat îmi zice, auzi, mai bine ține-o tu, că dacă o citesc, trebuie să o împlinesc. Îmi place foarte mult povestea asta. Vedeți contextul? Vreau să merg în context din nou,
în câteva momente, un oare care Lazar. Îmi place, mulțumesc, Sărumâna. Soția mea, Adina. Spuneți oarecare. Dragul meu, îmi place povestea, îmi place de Apostolul Ioan mânat de Duhul Sfânt. Nu trebuie să vii cineva, nu trebuie să ai un statut, nu trebuie să ai bani, nu trebuie să ai statut social, statut, eu știu, spiritual, să fii vreun genial, să fii via morții. Dacă ești un oarecare, în seara asta te califici la miracolul lui Dumnezeu. N-aud aminul. Lăudați să fie Domnul. Dragul meu, când ești de acord cu ceva din cuvântul lui Dumnezeu, spune amin. Adică așa să fie. Că până tu nu spui aminul, Dumnezeu nu lucrează. Maria a zis, facă-mi-se după cuvintele tale. Și în momentul ăla a rămas însărcinată. Nu uita, omule, că lucrurile spirituale trebuie să răspundem la ele. Un oarecare Lazar. Îmi place că Biblia spune încă din start că era bolnav. De aia știi cum era bolnav? Răditat. Adică era bolnav pe bune. Ăsta nu a venit șchiob la biserică cu un picior care îl tăia. Ăsta era bolnav. Probabil că acolo în original sunt mai multe explicații ale cuvântului, dar cumva era într-o boală care ducea spre moarte, care ducea spre descompunere. Cu toate astea, Domnul Hristos face afirmația, boala asta nu este spre, ci spre slava lui Dumnezeu. Îmi place că Domnul nu prea dă explicații. Noi suntem din ăștia cu explicații. Curge nasul. Da, se poate că am luat ceva de la loc sau eu știu, poate am băut ceva rece sau... Și ne plac explicații, ne pierdem în explicații. Domnul Hristos nu se pierde în explicații, vine cu soluții! Frate Pompei, mulțumesc pentru amin. Fratele Pompei aici, pe căruț, zice mai multe aminuri ca voi. Domnul să te binecuvânteze, să-ți dea viață și zile de pline. Surorile, e interesant ce se întâmplă, surorile... Trimit scrisoare la cine credeți? La Domnul Iisus? Vino, Doamne, că cel pe care îl iubești. Atenție cum îl traduc ei sau cum îl descriu pe Lazar. Nu cel ăla logic, profesorul ăla care a făcut multe biserici, ăla care a întors mulți oameni, ăla pe care tu îl iubești. Este bolnav. Foarte interesant asta, foarte, foarte interesant. Și îmi place că Domnul Hristos încă de la început pune contextul și atenția nu pe boala lui Lazar, ci pe slava lui Dumnezeu. Dragul meu, tu știi câte lucruri se întâmplă în viața asta nouă? Te-ai întrebat vreodată că cele mai multe se întâmplă ca Dumnezeu să primească slavă, însă noi sabotăm planul lui Dumnezeu și încercăm să ne ajutăm singuri, să gătim soluții. Noi încercăm să-L înviem pe Lazar singuri. Maria și Marta și-au recunoscut neputința. Nu știu în seara asta de ce ai venit aici și nu știu ce o să ne vorbească Dumnezeu, dar eu cred că Dumnezeu îți va vorbi. Îmi place ce spune Scriptura și specific aici, că atunci când Iisus a auzit, se întâmplă ceva. A mai zăbovit două zile. Pentru mine asta e perplex. E ca și cum nu știu dacă voi ați făcut box, eu am făcut box. Și primul lucru care l-am învățat la box este să-mi țin garda. De ce? Că primul cu care am luptat mi-a și dat un amficat și eram jos. Și zic, asta ce a fost? O să înveți. E cam așa când am citit eu Scriptura. Doamne, stai puțin. Alo, Iisus ajutor. Mai am treabă, vin în 2-3 zile. De ce Hristos a mai zăbovit? Ce se întâmpla dacă Domnul Hristos răspundea imediat la nevoia, la urgența, la disperarea surorilor? Ar fi venit, ar fi intrat, Lazare, fi vindecat. Până în momentul ăla, nu uitați că asta e ultima lui minune înainte de răstignire în Ioan. Până în momentul a făcut să multe minuni, dar nu înviasă decât pe un fiul unei văduve, dar acum Domnul Hristos întârzie și a mai zăbovit două zile. Nu ți-ai pus și tu întrebarea asta? De ce când strig atât de tare, El întârzie? De ce, Doamne, nu sare atunci când eu te chem? Dar, Doamne, dacă ai fi făcut, eu nu știu cum sunteți voi, dar eu de multe ori în anii trecuți mă surprindeam sfătuindu-L pe Dumnezeu în rugăciune. Cam cum ar trebui să lucreze. Îl știi tu pe fratele ăla și fratele ăla, dacă îi putea conecta, că ar fi așa și ar fi așa. Și mă bătea așa o mână blândă pe umăr. Sănică, crezi că am nevoie de sfatul tău? Dragul meu, Dumnezeu n-are nevoie de sfatul nostru și El totuși alege aparent să întârzie. Dar învăț un principiu și aș vrea în seara asta să luăm câteva principii care se desprind de aici. În primul rând, e principiul oarecare.
toți ne calificăm la miracole. Dacă ești aici în seara asta, te califici la miracolul pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Al doilea principiu este că totul este pentru slava lui Dumnezeu când ești copilul lui. Amin? Lăudat să fie Domnul! Un alt principiu care vreau să-l subliniez și îl desprind aici este că Domnul Hristos și când întârzie ajunge la timp. Deci și când întârzie ajunge la timp. Și când întârzie. La un moment dat mi-aduc aminte că era o soră la rugăciune în primul rând și eu zic, Domnul să-ți poarte de grijă. Și am zis, eu nu sunt Dumnezeu, dar Doamne ajută, anul ăsta i-am cu soț. I-am făcea, adică că Dumnezeu întârzie. Zice, vorbiți cu ăla de sus ca că am întârziat. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a făcut o surpriză anul ăla. A mers într-o altă țară și în iarnă când s-a întors, s-a întors cu un făt frumos. Pentru că Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dumnezeu, chiar dacă pare că întârzie, El ajunge întotdeauna la timp. Amin? Și miracolul este mai mare. Lăudat să fie Domnul. Crezi asta? Cine crede asta? O, Doamne Iisuse, ajută-ne! Interesant cum abordează fetele problema când se întâlnesc cu Domnul Hristos. Amândouă vin și îl dojenesc pe Iisus. Și de multe ori și noi facem asta. Doamne, dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat necazul ăsta. Gândește-te câtă agonie în surorile astea. Cât au așteptat ele să apară Hristos, să audă că vine Iisus și totuși El a mai întârziat 2 zile. Ți se pare și ție că Dumnezeu întârzie la rugăciuni câteodată cineva aici? Ce mă bucur că sunteți sinceri. În sfârșit vreo 3-4 surori ridicam mâna, bărbații mai... Ți se pare de multe ori că Dumnezeu te trece cu vederea? Doamne, dar pe ăla l-ai promovat, pe ăla i-ai dat. Toate binecuvântările cad la aia, numai la mine. Ți se pare că alte fete au avut anul cu soț și tu încă să învârți ceasul și te uiți. Hurry up, Lord! Grăbește-te, Doamne! Dragul meu, surorile îl dojenesc. Dar prima soră care îl dojenește este Marta și îi spune, Doamne, aș vrea să reiau. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Interesant. Și îmi place ce face Domnul Hristos. Dumnezeu întotdeauna folosește tragediile ca să-și descopere natura Lui. Uite un alt principiu. Ce îi spune Domnul Hristos aici? Îi dă lui Marta, îi dă o descoperire despre natura lui. Ea spune, dar acum știu, versetul 22, că orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis, fratele tău va învia dacă asta te îngrijorează. Dar îi spune ceva mai mult. Știu, i-a zis Marta, va învia la învierea de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Dragul meu, tu-ți imaginezi ce declarație a făcut Hristos aici? Că stai în față, în față cu cel care n-a murit, cu cel care este viu în vecii vecilor, cu cel care a murit, dar a înviat și nu mai moare niciodată, cu cel care și-a dat viața, cu cel care e bătrân de zile, veșniciile au trecut pe lângă el și el încă pe tron, generații s-au ridicat, împărați s-au ridicat, domnitori s-au ridicat și au ajuns toți în praf și au dispărut, împărății au trecut, eu știu ce împărății puternice care spuneau oamenii că nu o să mai treacă niciodată ca și comunismul, nu mai este, sunt ca niște ape care s-au scurs și Domnul este încă pe tron. Și spune lui Marta, Marta, nu numai că pot să fac asta, eu sunt învierea și viața în persoană. Cine mă are pe mine nu va muri niciodată. Eu nu cred că nici acum, dacă citim cu atenție, nu înțelegem ce... Doamne, dă-ne prin Duhul Sfânt călăuzire și tălmăcire, amin? Cum adică, Doamne, ce vrei să-mi spui aici? Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Vezi tu, Hristos întotdeauna, când întârzie, ajunge la timp. Dar dacă atunci când ajunge, folosește timpul ăsta ca El să-ți descopere mai mult din natura Lui, din ceea ce este El. Tu degeaba îi zici, Tu ești Vindecătorul, eu cred că Tu ești, dacă nu Te-a vindecat niciodată. Tu cânti despre un Dumnezeu care poate, dar încă nu S-a manifestat în viața ta. Degeaba zici, Iisuse, Tu ești pacea noastră, lăudat să fie Domnul, dacă Tu n-ai primit niciodată pace de la El. Este bine să crezi că asta este,
Dar după aceea trebuie să le experimentez. Și ce îmi place aici, că aici este o invitație care o face Domnul Hristos lui Marta să treacă la viață. Pentru că, dragii mei, nu numai Lazar era mort. Surorile lui de asemenea erau moarte. Erau moarte în necredință. Erau moarte cu privire la viitor. Uite, fratele nostru a murit. Cine o să mai aibă grijă de noi? Suntem singure, suntem văduve. Nu avem pe nimeni care să aibă grijă. În Israel, dacă erai singură, erai aproape copilul străzii. Nu-ți avea nimeni grijă. Gândește-te în ce poziție erau. Nădejdea lor, fratele lor care avea grijă, le asigura protecție, provizie, asigurare, casă. Murise. Ce se va întâmpla cu noi? Tot felul de întrebări. Necredința le infectase, le virusase și pe ele. Ele nu mai vedeau viitor și Hristos vine și spune: Hello, I'm here, sunt aici. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt viitorul vostru. Lazar va învia, fratele tău va învia, aia nu e o problemă. Dar vreau să spun, eu vreau să te înviu și pe tine la o viață veșnică. Amin? Și eu cred că Marta în momentul ăla a început să se aprindă mintea ei și să prindă lumină. Pentru că zice, da, Doamne, i-a zis, cred. Vezi tu, credința întotdeauna trebuie mărturisită. De asta noi tot mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Dar îmi place ce spune și a doua soră. Maria, când a ajuns unde era Iisus, îmi place foarte mult asta. Versetul 32, l-a văzut și s-a aruncat cu picioarele la pământ. Vedeți diferența dintre Marta și Maria? Maria a venit și l-a luat de mânecă. Maria vine și ea să-l dojenească. Dar întâi ce face? Să aruncă la picioarele lui Iisus și îi spune același lucru: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Iisus, când a văzut-o plângând, îmi place atât de mult descrierea Domnului Iisus, pe ea și pe iudeii care veniseră, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns, vino și vezi. Iisus plângea. Tu înțelegi că ai un Dumnezeu pasionat pentru tine? Tu înțelegi că ai un păstor căruia îi pasă de tine, de tine oița lui? De câte ori te doare pe tine, îl doare și pe el? De câte ori ești tu lovit, e lovit și el? De câte ori tu ești în lipsă, el simte lucrul ăla? El îți simte necazul, el plânge cu tine, nu plângi singură, nu plângi singur, nu te zbați singur în toate încercările vieții. El știe prin ce treci, el îți cunoaște numele, te cheamă pe nume, te cheamă pe numele el și mai mult, știe orice bătălie ai inimii tale și a minții tale. Eu vreau să vă întreb, voi creștiți sau credeți că Iisus era conștient că Lazar murise? Cu siguranță. Și Doamne, de ce le-ai mai lăsat să agonizeze 2-3 zile? Pentru că Dumnezeu vrea să se descopere ca învierea și viața. El cunoscuse învățătorule. Doamne, el vrea un pic mai mult să le descopere din natura lui și îmi place de Domnul Hristos că nu se lasă. El se descoperă acestor două surori și apoi trece la acțiune. Vezi, noi cerem întâi să ne fie satisfăcută nevoia și după aia să-L cunoaștem. Hristos zice, stop nevoiei, întâi vreau să mă cunoști în necazul tău și după aia eu să-ți port de grijă. Prioritatea Domnului Hristos în viața noastră nu-i confortul, este ca noi să creeze, să pirografeze, dacă cei mai vechi știți, da? Aparatele alea de lucra un lemn, chipul său, amin? El vrea să pună în tine și în mine veșnicia. Nevoile tale, Domnul va purta de grijă de nevoile noastre, așa spune Scriptura. De asta vreau să te provoc în seara asta, să înțelegi că Domnul Hristos te provoacă și te cheamă la o relație mai intimă, la o relație mai puternică, să înțelegi că El e învierea și viața și când El face declarația aia, știi ce înseamnă? Nu contează cât de moarte-i treaba. Eu sunt aici. Nu contează cât de mort-i mortul. Eu sunt aici. Și asta e și o anticipare a învierii din timpurile din urmă, când Domnul Hristos, gândește-te câți oameni deodată din pământul ăsta vor ieși și se vor înălța la cer cu Hristos. Gândește-te, El este învierea și viața. Îmi place atât de mult. Îmi place că Domnul Hristos ia inițiativa, spune unde l-a spus și oamenii din nou se sizează faptul și spun, iată cât îl iubea de mult. Dar aici mai este ceva. Domnul întotdeauna știe să-și facă treaba, dar avem și noi o treabă de făcut. Câți dintre voi știți care e treaba noastră de făcut? Zi, tineri. Amin! Amin! Dar când ai o piatră mare în fața ta, o peșteră mare cu o piatră
de mormânt, ce trebuie să faci? Dați piatra la... Știi ce înseamnă dați piatra la o parte? Dați necredința la o parte. Câți dintre voi ați venit să faceți o rugăciune, dar nu prea ați crezut că o să se întâmple? Unii dintre voi puteți să ridicați și mâinile și picioarele, ca și mine. Dar au fost momente când pur și simplu ai venit la Domnul și ai zis, Doamne, orice ar fi, știu că vei lucra. Ce ai făcut? Ai dat piatra la o parte. Vezi tu, trebuie și noi să facem ceva. Hristos vine să dea viață, dar noi trebuie să dăm piatra necredinței la o parte. De cele mai multe ori în Noul Testament, Hristos mustră ucenicii și spune, puțin credincioșilor, de ce vă îndoiți? Dragul meu, îndoiala, necredința este un păcat înaintea lui Dumnezeu, îl dezonorează. De asta el zice că cine nu are credință ca un copil nu poate să intre în împărăția cerurilor. Știu că cu cât începi să ai mai multe școli, mai multe grade, mai multe experiență în viață, ți-e tot mai greu să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Dar spun ceva. Dacă vom da piatra la o parte, vom vedea mulți morți înviați în secolul nostru. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu vor veni la viață. Familia care nu-L cunoaște pe Dumnezeu va ieși din peștera aia a mortăciunii, a împuțiciunii. Da? Lucruri care au fost moarte, vise care au fost moarte și au fost de la Dumnezeu, Dumnezeu le va aduce la viață. Dar noi trebuie să dăm piatra la o parte. Spune-i vecinului, dă piatra la o parte. Nu te uita la mine, spune-i vecinului, soră. Dă piatra la o parte! Dar îmi place că Marta din nou încearcă să-L ajute pe Hristos. Cât să încercați să-L ajutați pe Dumnezeu din când în când? Vă aduceți aminte un om care a încercat să-L ajute pe Dumnezeu? Avram primește o promisiune, iată, vei avea un fiu. Vine Sara și zice, știu, Avramie, trebuie să mă asculți că eu sunt înțeleaptă. Ia-o pe Agar și fă-mi un prunc cu ea. Știți ce a ieșit de acolo, da? Probleme. Saul și el, împăratul Saul, Samuel îi zice, așteaptă 7 zile, voi veni să aduc jertfă lui Dumnezeu și Dumnezeu va da pe Amalec în mâinile mele. Și Saul zice, auzi, lasă-l pe Samuel, că și așa e bătrân și e chior. Dați încoace și că aduc eu jertfă. Ce face? Se grăbește, încearcă să-l ajute pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Uza, care a fost trăznit de Dumnezeu când ducea chivotul legământului. Vă aduceți, cine se aduce aminte? Ce a încercat? Să-l ajute pe Dumnezeu. Dragul meu, Marta intervine din nou și zice, Doamne, stai, stop film, cadru. Doamne, pute! Adică pute tare de tot! 4 zile! Ce-i cu tine? Cum să dăm piatra la o parte? Și ce îi spune Domnul Hristos? Extraordinară replică îi dă Domnul Hristos. Aș vrea să o citim împreună. Iisus i-a zis, versetul 40, mulțumesc. Citim împreună. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Deci atunci când problema pute, atunci când pute rău de tot, Hristos poate să aducă soluția, dar tu trebuie să-ți păstrezi credința. Amin? Slava lui Dumnezeu poți să o vezi în circumstanțele tale, dar trebuie să-ți păstrezi credința. Un principiu care l-am învățat de la Domnul Iisus din povestea asta e că întotdeauna dezgroapă morții din viața mea. Lui Hristos nu-i plac morții, să știți. El este Dumnezeu celor vii, spune Scriptura. Amin? Dacă ai probleme astupate, băgate sub preș, să știi că Domnul te va vizita și va spune, dă piatra la o parte. Doamne, dar știi, păcatul mare. Nu vreau să știe nimeni, adică chiar... E din ăla creepy. Domnul zice, dă piatra la o parte, vreau să te salvez. Vreau să te mântuiesc, vreau să te eliberez. Vreau să-ți iert păcatul, vreau să-ți iert rușinea. Dă piatra la o parte! Nu mai ascunde morții în magazinele vieții tale! Să știi că Domnul are obiceiul ăsta. Vine și scoate din morminte. Ascunde. Noi ca și pocăiți, ca și creștini, ca și copii ai Domnului, ortodoxi, atunci nu contează religia, de unde vii sau cultul sau eu știu ce tradiție religioasă. Tindem să ascundem lucruri, dar crede-mă, fratele meu și sora mea, Dumnezeu le vede de la distanță. Chiar dacă e o piatră mare acolo frumos, ai sigilat. Nimeni nu știe. Știi că atunci când vin la tine oameni și murdar în casă și încerci repede să faci și bași gunoiul sub dulap. Știi? Și îl pui pe ăla, zice, fratele meu, uite, ăsta e locul cel mai frumos din casă unde stă, e tronul regelui. Ia tu loc acolo și ăla cum stă, să uită direct o rază de lumină și vede
Tu, dar tu ai văzut ce gunoi avea asta sub canapea? Chiar sub dulap acolo la farfurii, de unde scos farfurile, să-mi pună mie zamă. Doamne, nu mai merg la asta să mănânc. Mortul era dulap, acolo sub dulap. Dar Domnul Hristos știe unde ai ascuns morții. Păcatul, necredința, frica, rușinea, condamnarea. Și el știe ce vrea? Vrea ca să-i scoată la lumină. Pentru că el este lumină. Amin? El este lumină. El este lumină. Dați piatra la o parte. Doamne, miroase greu. Nu ți-am spus că dacă vei crede. Nu ți-am spus că dacă vei crede. O, lăudați să fie Domnul. Vei vedea slava lui Dumnezeu. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Vreau să scot de aici câteva principii care mie mi-au vorbit în seara asta și unele dintre ele deja le-am reiterat, dar vreau să le mai spun. Așteptarea nu este pierdere în cazul împărăției lui Dumnezeu. Pentru că Hristos, chiar dacă pare că întârzie, întotdeauna ajunge la timp. Spune-i vecinului, Hristos ajunge la timp. Nu uita că lipsa de răbdare ucide și te face să iei decizii greșite. De-aia Biblia spune să ai răbdare. Încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Răbdarea lucrează ce? Biruință în încer și biruința ce lucrează? Nădejde și nădejdea nu înșeală. Ai răbdare! Dumnezeu e pe drum! Al doilea principiu care vreau să vi-l las în seara asta, întotdeauna testele ne descoperă nu doar slăbiciunile noastre, dar ne descoperă puterea lui Dumnezeu. Amin? Cineva prezent? Nu-ți mai fie frică de teste, omule. Nu-ți mai fie frică de încercări. Nu știu de ce avem în generația asta tendința asta. Când vedem aici încercare, fugim pe partea altă. Când vedem, încercăm să ne aranjăm să fie tot confort. Lasă testele să vină. Spun ceva, nu o să poți să fugi de ele o viață întreagă. Dar testele, nu numai că ne arată slăbiciunile și minusurile din viața noastră, dar și puterea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi încercări, n-am vedea puterea. Dacă n-ar fi teste, n-am vedea mâna lui la lucru. Dacă n-ar fi nevoi, n-am mai vedea provizia lui Dumnezeu. Dacă n-am avea slăbiciuni, n-am mai vedea puterea harului. De 3 ori l-am rugat pe Domnul, îndepărtează spinul ăsta din viața mea. Și am primit același răspuns. Harul meu ți-e de ajuns. Atenție că și puterea lui Dumnezeu e desăvârșită în slăbiciune. De asta vreau să te încurajez în seara asta. Hristos ne descoperă în testele astea nu numai slăbiciunile noastre, dar ne descoperă puterea harului Dumnezeu. Amin? Al treilea principiu care vreau să-l aduc înainte este că întotdeauna Hristos întreabă unde ai îngropat mortul. Am observat asta că nu mă pot ascunde de El pentru multă vreme. Nu știu dacă știți, dar Dumnezeu vede totul, știe, este peste tot. Adică și dacă ai acolo ceva ascuns, o atitudine ascunsă, Dumnezeu o dezgroapă. Odată mi-aduc aminte că eram în Baia Mare. Și nu știu, în dimineața aia mă pregăteam puternic pentru predică. Ținusem post, mă pregăteam cu rugăciune și v-am mai povestit, dar vă mai povestesc că îmi place povestea. Și o să vă ajute. Ies pe ușă, pac, frumos tot îmbrăcat, cum mă îmbrac eu așa, dar mai simplu și frumos, dar fără etichete multe. Și cum ies pe ușă, îmi spune Domnul, era în COVID. Domnul, Sănică, ce faci? Merg să predic, Doamne, cuvântul Tău. Deja un duh de importanță venea peste mine. Și zice, Domnul, vezi că ai un mort aici, care îți bate la ușă, mândria. Dacă a să te ajut, am o soluție. Du-te și întreabă pe vecina ta ce face și dacă are nevoie de ceva. Doamne, iartă-mă, sunt în întârziere, adică sunt predicator, nu știu dacă ți-ai dat seama. Mie nu-mi pasă de predica ta, mie-mi pasă de vecina ta. Și îmi pasă că vreau să te eliberez de mortul ăsta, că dacă mergi cu el la biserică, în loc să duci viață, duci mortul cu tine. Într-un final m-am smerit înaintea Domnului, mi-a cerut iertare de atitudinea mea, bat la ușă, asta era o vecină care nu zâmbea niciodată, vecina și vecinul. Bat la ușă, după un moment o deschis ușa cu frică, era COVID-ul. Stau mai la distanță, bună ziua, neața adică, sunt vecinul. Aveți nevoie de ceva, să știți că noi putem să vă aducem. Prima oară când am văzut-o zâmbind, în câți ani am stat acolo? 4 ani. Am zis, Doamne, uite că m-ai scăpat și pe mine de mort și îi dai viață și vecinei. M-am dus la biserică cu altă atitudine. Nu m-am dus în aroganță, în importanță, m-am dus în smerenie, pentru că mi-am adus aminte că El este Dumnezeul vieții, nu eu.
Eu sunt decât de piano player. Mesagerul! Cine a zis asta? Domnul să te binecuvânteze, Petrică. Nu, Petrică, Domnul să te binecuvânteze. Amin. Hristos întotdeauna te întreabă unde e problema și ideea este să ne smerim. Un alt principiu care vreau să-l reiterez, Iisus ne arată puterea credinței și mulțumirii în relația cu Tatălui. Vedeți că atunci când Hristos a stat în fața mormântului, n-a făcut o rugăciune lungă, n-a făcut o rugăciune de mijlocire, a făcut o rugăciune de mulțumire. Credeți că mulțumirea e importantă? Celui cu inima mulțumitoare, îi voi da un ospăț necurmat. Vreau să vă întreb, câți dintre voi duceți lipsă de bucurie? Îmi zicea un frate, mă frate, m-ai prins, recunosc. La predica de dimineață mi-am dat seama că îți faliment la bucurie. Știi de ce n-ai bucurie? Pentru că tu nu-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că aia e voia lui. Ia mulțumește lui Dumnezeu pentru că ai avut cu ce să te îmbraci. Ia să-i mulțumim chiar acum. Tată, îți mulțumim pentru sănătate, îți mulțumim pentru ochi, îți mulțumim pentru mâini, îți mulțumim pentru degete, îți mulțumim pentru suflare de viață, îți mulțumim pentru scaunul de sunoi, îți mulțumim pentru Biserica Sfânta Treime, îți mulțumim pentru pastorul Filip, îți mulțumim pentru copii, îți mulțumim pentru aia care n-au copii, îți mulțumesc, Doamne, pentru viață, îți mulțumesc pentru speranță și nădejde. Tată, îți mulțumesc. Când începi să mulțumești, parcă nu mai ai nevoie. Hristos în mulțumire, mulțumirea e o altă cheie a cerului. Tată, îți mulțumesc că mai ascult. Ce înseamnă asta? Relația cu Dumnezeu. Vezi, Hristos făcea lucruri din relație și pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru slava lui. Dar mai e un principiu care vreau să-l subliniez aici. Întotdeauna trebuie să-ți faci partea. Ai o piatră de dat la o parte, Adina Trancă? Am o piatră de dat la o parte. Săptămâna asta o să fie pietre care trebuie să le dați la o parte. Degeaba zici, salvează-mă! Ajutor! Mă victimizez! Clujul e un oraș greu, Doamne, Tu nu cunoști Clujul! Striga unul păstrăs pe aici. Ce-i baiul, frate? E greu în Cluj! Dar zic, te întreb și eu ceva. Ai dat piatra la o parte? Să facă Domnul tot! Dar tu ce faci? Mă treasă? Dă piatra necredinței la... Vrei să lucreze Dumnezeu? Cine vrea să lucreze Domnul săptămâna asta? Lăudați să fie Domnul. Dați piatra la o parte. Fă și tu ceva. Nu știu dacă vedeți. Hristos l-a înviat pe Lazar. Cine l-a dezlegat? Nu Domnul. Oamenii, ucenicii, le-a spus dezlegați-l, ascultă-mă. Promis că dacă Hristos o să învie situații din viața ta sau oamenii aduce la credință, o să-i dezlegi, o să te ocupi de ei. Nu o să vii să-i aduci lui fratele Filip, frate Filip, încă unul. Ocupă-te de el. El îl învie, vedeți procesul. Eu dau piatra la o parte, el face minunea și eu dezleg fâșiile. Amin. Cu alte cuvinte, fă mă omule și tu ceva. Nu m-a așteptat Dumnezeu să le facă pe toate. Ce faci? Aștept să facă Dumnezeu pe toate, să nu fie de la mine, frate, Sani, să fie totul de la El. Dragul meu, Dumnezeu nu poate face totul, știi de ce? Pentru că sunt unele lucruri care a decis să ți le dea ție să le faci. Amin? Nu te mai ruga, Doamne, oare să-i schimb pampersul acum? Sau să aștept să vină soția, mă rog să-i pui ei pe inimă. Schimbă-l! Schimbă-l! Vezi nevoia? Înseamnă că dacă ai văzut-o, Dumnezeu vrea să o împlinești. Dă piatra la o parte, pune-ți credința în acțiune și lasă-L pe Hristos să învie lucrurile. Și știi ce? După aia fii gata să colaborezi cu El în dezlegarea acelui om sau acelei situații. Dar mai e un principiu care vreau să subliniez în seara asta. De trei ori se sublinează că Domnul Hristos iubea familia asta. Pe Maria, pe Marta și pe Lazar. Diferiți toți. Nu ni se spune foarte mult despre Lazar. Dar ni se spune mai târziu că a stat la masă cu Domnul. Incredibil. Oare cum e să vezi omul mort 4 zile și după aia să mâncăm din nou sarmale cu el? Stai la el să... Oare e adevărat? Dar ce vreau să scot în evidență, dragul meu, și ne arată Biblia e că Hristos Domnul întotdeauna face lucrurile motivat de iubire. Și în întârzierea aia, a rugăciunilor tale, Dumnezeu te iubește. Și atunci când nu lucrează cum vrei tu, Dumnezeu te iubește.
Vă spun o poveste de demult, 30 de ani în urmă, era o fată care și ea arăta ceasul lui Dumnezeu. Doamne, până când? Dacă ai fi venit mai devreme, mai aveam și eu entuziasm, nu mai am deloc, mi s-a terminat entuziasmul în rugăciune. Și fata asta era mai înăltuță, îi plăceau băieții ăștia înalți, mai atletici, mai sportivi, și s-a tot rugat și nimic. Și la un moment dat, într-o rugăciune, într-o seară, plângea acolo în primul rând și se striga, Doamne, și negru să fie, nu mai să fie. Săptămână mai târziu, ne trezim cu Ningohan Dinganda Dugaba, de până Niger. Pastor predică ăsta cu putere, tot transpirat, când trecea pe lângă tine era minunat. Și ce s-a întâmplat? Stai puțin, că și noi eram la fel. Și noi eram la fel, dar nu crezi că erau geluri de duș. Ne făceam încă freza cu zahăr și cu apă atunci. Dragilor, și negru a fost. Fratele ăsta vine la păstor și frate, păstor, nu știu, mă simt așa că călăuzit de Duhul. Toată conferința asta, în timp ce predicam cuvântul, cuvântul mi-o arăta păstora. Zice, e căsătorită? Nu-i nicio. Și totuși, așa mă rugam și cineva așa îmi spunea în gând, acolo în România unde mergi, îți port de grijă de ajutorul potrivit. Și negru a fost. Slăviți să fie Domnul! Vezi tu, Dumnezeu nu lucrează cum vrei tu, Dumnezeu lucrează spre slava Lui Dumnezeu, amin? Lăudați să fie Domnul, amin? De asta vreau să te provoc în seara asta să te încrezi în Domnul și dragul meu, pentru că ne-am apropiat de sfârșit și avem și un timp de rugăciune în seara asta și de închinare. Vedeți, duminică seara când veniți, trebuie să vă pregătiți să vedeți minunile Domnului, amin? Cine a venit cu anticipare aici? Eu am venit să văd niște oameni eliberați și mântuiți, dar vreau ca să luăm trei lucruri concrete din toată povestea asta. Principii am scos destule, dar îmi plac trei lucruri simple. Simple, 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 cu care poți să pleci în săptămână. 1. Caută-L întotdeauna pe Iisus. Maria și Marta n-au căutat soluții, n-au intrat pe Google, n-au dat un prieten. Ce au făcut? Au trimis după Iisus. Țineți minte asta, e greu? Repetăm, când ai problemă, sună pe... Amin. 2. Predă-i problema lui Iisus. Că sunt mulți care v-am povestit de bătrânica aia care a vindecat-o, Domnul miraculos în fața noastră și Domnul spune, vezi că mare o povară și zic, soră, dă îngrijorările Domnului, predă-le. Și a zis, frate Stani, dacă le dau și pastă, eu cu ce rămân? Deci cheamă-L pe Iisus și când vine Iisus, prezența Lui coboară, predă-i lui Iisus, spune Scriptura că Maria a căzut la picioarele Lui, s-a închinat și a predat problema și a recunoscut neputința. Eu vreau să vă întreb, vă e greu să vă recunoașteți neputința? Sau credeți că deja știți să vă descurcați în sistemul acestei lumi? Băi, cam știu eu cum să fac, dar încă vreau să-L zicea cineva, încă mai fac o rugăciune, îi mai dau o șansă lui Hristos în seara asta să lucreze. Dacă nu, de luni scot agenda și mă descurc. Caută-L pe Iisus, cheamă-L pe Iisus, sună-L pe Domnul, cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. 2. Predă-i problema lui Iisus. Spune, Doamne, sunt sincer cu tine. Puti. Dar puti rău de tot. Nu trebuie să o maschez. Nu trebuie să o împachetez tu frumos în poleială. Dragul meu, spune-i la mort, mort. Spune-i la păcat, păcat. Spune-i la mânie, mânie. Îmi place de Adina, e o femeie atât de sinceră. Ea spune lucrurile pe nume. Dacă s-a mâniat sau a avut o atitudine, băi, am avut o atitudine grea înaintea Domnului, rea. Nu trebuie să poleez. Sunt mulți care vin așa poleați înaintea lui Hristos. Dar Dumnezeu știe morții din viața ta. Vino și spune, Doamne, e moartă treaba. Îți disperat, îți spun sincer. Spune un tânăr de curând, și eu spun sincer, Zani, eu ajung la disperare, am 35 de ani, dacă nici anul ăsta nu-mi dă Domnul, soției, deci eu mă duc din nou la școală. Stai mă liniștit, că cine caută împărăția, găsește soția. Ascultați-mă ce vă spun. N-a trecut o săptămână, că mă sună păstorul lui, zice, băi, să vezi ce s-a întâmplat, un miracol săptămâna asta. Îl știi pe Gigi? Da, îl știu, m-am întâlnit cu el în față la rugăciune. I-am dat o încurajare simplă. Mi-a zis că a căutat împărăția și a găsit soția. Domnul-i bun! Când îl cauți pe împăratul, întotdeauna îți vei găsi bărbatul. Pentru că dacă tu mergi după Iisus,
Nu mergi la mol să-L cauți, nu mergi la filisteni. Dacă mergi după Iisus, ăla care-i pregătit pentru tine, merge și El după Iisus. De asta caută-L pe Iisus, predă-te lui Iisus. Maria s-a predat, a căzut la picioarele ei acolo, în neputința ei. Și al treilea lucru care vreau să-L credem, crede până la capăt. Ai venit? Spune împreună, caută-L pe Iisus, predă-te lui Iisus și crede până la... Nu ți-am spus că dacă vei, vei vedea slava lui Dumnezeu. Dragul meu, sincer să fiu, dacă aș fi în bancă, nu știu ce notă mi-aș da. Dar nu asta contează, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit deja. Au fost principii aici care Domnul ți le-a vorbit. Nu știu ce mort ai ascuns în viața ta, ce păcat, ce traumă. Tot aud din ăștia acum, în era asta psihoterapeută, mă duc să-mi găsesc copilul. N-ai ce copil să găsești din tine. Ai 45 de ani, trezește-te. Unul juca FIFA într-un subsol de casă și îmi spunea că încă să joacă cu copilul din el ca să-l aduc la maturizare. Îți spune ce te aduce la maturizare, o bătaie bună și să mergi la muncă. Dragul meu, nu mai căuta rezolvări la problemele spirituale ale Duhului în lumea aceasta. Lasă psihologii, du-te la Hristos! Psihoterapia nu îți dă soluții pe termen lung. Îți doar bandaje pe rana profundă a Duhului tău. Tu ai nevoie de Hristos! Când m-am pocăit, m-a luat unul și a zis: mă, au vrut ăștia să te ducă de două ori la spitalul de nebuni, eu m-am gândit să te duc la psiholog, zice. Că numai un nebun vrea să dea foc la școală. Ai vrut să-l arunci pe ăla de la etajul 2, mă, profesor de istorie. Zic, am zis, mă, omule, eu n-am nevoie de psiholog. Eu am nevoie de Crist. Problema la mine e moartă de tot. Eu nu m-am soluții. Familia mi-a zis că nu m-am șansă. Frații mei s-au uitat în ochii mei și mi-a zis, tu nu mai ai șansă. Profesorii mei mi-au spus, Franca, ești terminat. La fotbal m-a dat afară, ești terminat. Toți mi-au zis, ești un eșec. Și am strigat la el. Și știi ce? Când am strigat la el, el a coborât la mine. M-am uitat la el și el la mine. Am zis, Doamne, eu sunt mort. Eu sunt terminat. Și mi-a zis, Domnul, Lazare, nu știi ce pot eu să fac cu un mort. Încă n-ai citit, n-ai auzit? Nu ți s-a spus cât de mare e puterea mea? Și am zis, Doamne, dacă poți, sunt totul al Tău. Și astăzi sunt aici, pentru că Domnul m-a înviat din moartea spirituală în care eram. M-a eliberat de alcoolism într-o singură zi, n-am avut nevoie de program. M-a eliberat de tutun, m-a eliberat de mânie, m-a eliberat de neiertare, m-a eliberat de ură, m-a eliberat de violență, m-a eliberat de invidie, m-a eliberat de vorbe urâte, m-a eliberat de înjurături, m-a eliberat de blasfemii. El poate să învie! El e mare! E cel mai mare! De aceea ne ridicăm în seara asta! Ne ridicăm la o rugăciune în comun și dacă ai o problemă moartă în viața ta, dacă tu ești mort, dacă nu mai simți, dacă ți s-a stins pasiunea și credința, cheamă-L pe Domnul, predă-te Domnului și păstrează-ți credința până la capăt. Nu renunța, nu lăsa pe diavolul să spună nu se poate, cu tine nu se poate. Venea și șoptea în fiecare săptămână, ești un gunoi, ești un gunoi, un element nociv, cu tine nu se poate. Dar am găsit un verset, o lumină care m-a dat speranță. Totul e cu putință celui ce crede. Și l-am întâlnit pe Domnul vieții, care este învierea și viața mea. Îl iubesc. El mi-a dat viață și mi-a dat viață ca să mă duc și eu să duc această veste a învierii Lui. În seara asta, vino cu problema cu mortul la Iisus. Haideți să ne rugăm.